română și că cea mai mare pensie în plată e de 8.000 de euro, respectiv aproape 40.000 de lei suma brută. Deci, practic, pentru 80.000 de pensii militare se poate face, nu se poate pe calculator trecerea asta pe sistemul contribuției și să facă statul o economie? Păi, s-au făcut, cum spuneam, aceste lucruri s-au făcut. Deci trebuie reluate... Alea bănuiesc că sunt salvate în niște baze de date, pe niște suporți magnetici. Cum spuneam, nu s-a dorit acest lucru și dovadă că după 5 ani s-a revenit la formula anterioară oarecum asemănătoare. Dar dacă vorbim despre pensiile acestea de serviciu, problema, după părerea mea, este pe de o parte vârsta la care se accede la această pensie și implicit numărul anilor pentru care se plătește o astfel de pensie este mult mai mare, iar cuantumul are legătură directă cu salariul, pe când în sistemul public cuantumul, ați văzut, este distorsionat plecând de la acel punctaj mediu. Dacă nu se fac cel puțin să se intenționeze a se reglementa vârstele de pensionare, care ați văzut în unele cazuri sunt vârste timpurii, discutăm de persoane care se pensionează la 40 și ceva de ani în deplina capacitatea forței lor de muncă, atunci aceasta cred că este problema majoră a pensiilor. Și apoi analizate modalitățile de calcul.